Bună ziua, numele meu este Ștefan Scutaru, am 11 ani, sunt de la școala Alexandru cel Bun din clasa a 5-a C și am terminat proiectul cu Minecraft. Din aer cam așa arată și haideți să începem să vă-l prezint. Prima dată, pentru oamenii care vin cu mașini, am făcut o parcare, care după cum vedeți nu este foarte plină. Sunt numai 3 mașini, iar restul locurilor sunt goale, deoarece pe Minecraft nu prea există mașini. La intrare, vin și îi dau ceva domnului de aici și pot să merg. Mă duc pe primul drum și ajung la roller coaster. Când am ajuns, la fel ca la intrare, îi dau ceva domnului și pot să vin. Mă sui aici, apăs pe buton, mă sui în vagon și acum pot să mă dau pe roller coaster. La final, o să mi se oprească automat vagonul după o tură, deoarece, într-un fel, se dai numai odată. Am pus mai mulți copaci ca să arate și mai natural și acum ne apropiem de final. După ce terminăm, putem să mergem pe alee înapoi și avem un stand cu mâncare. Noi putem să ne luăm torturi, mâncare și apoi trecem mai departe. Ajungem la Casa Groazei și când intrăm vedem că este slab iluminată, cu urme de sânge pe jos, cu capete de oameni, cu scheleți, mai multe capete de oameni pe mese și scheleți, urme de sânge pe jos și acum la final. Când ieșim, o să sară automat artificii, la modul că te felicită că ai reușit să ieși din Casa Groazei. După, avem un stand de la care poți să-ți iei tort sau chiar apă, în care se face set, doar celălalt stand nu era. Mergem mai departe și eu aleg să merg la trambulină. Pentru cei care n-au destul curaj, se suie aici pe asta mică și sar. Nu o să fie la fel de fain efectul ca atunci când sărim de la o distanță mai mare, de pe această rampă. Ne ducem pe ea, pe scară, și sărim. Și este mai fain că sărim mai mult. După, mergem înapoi pe alea principală și găsim un panou de cățărat. Ne suim pe el și de aici, din capăt, poți să vezi tot parcul de distracții deodată. Apoi, când ne dăm jos și mergem înapoi, o să găsim acest loc de parcur în care, pentru cei mai curajoși l-am făcut, și poți să dai. La final, când ai terminat, este un semn cu felicitări și ai un chest în care înăuntru sunt 2 stecuri de diamante. Le pun înapoi și apoi cobor pe scară. Ultimul lucru la care pot să merg este roata mare, la care, la fel, este intrarea aici. Pentru cine are, o să iau și eu un item și o să-l dropez în hopper și apoi pot să merg în roată. Roata, pentru că este pe Minecraft, n-am putut să facă să se învârtă, numai că am făcut-o de decor și cam așa arată. Are 4 cabine cu mai mulți oameni și aici la intrare se mai îmbulzesc. Cam atât este parcul meu. Sper că o să mă alegeți pentru următoarea rundă, dacă o să mai fie. La revedere!